Stimați ascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Zona de Siguranță. Astăzi am dorit împreună cu doamna Irina Pârvu, psihoterapeut de familie, să dezbatem un subiect și anume anturajul copiilor noștri. Sfânta Scriptură ne spune că prieteniile rele pot strica obiceiurile bune. Bună Irina, bine ai revenit la Radio Vocea Evangheliei București. Ce ne poți spune despre acest subiect? Vă salut și eu, vă spun bun găsit! Contează foarte mult prieteniile în viața copiilor noștri. Pot să exercite o influență pozitivă, bună sau, dimpotrivă, una care să lase, nu știu, urme nefaste, nedorite în viața copiilor pe care îi avem. Și asta pentru că anturajul exercită asupra copiilor o presiune. Adică un copil care este într-o comunitate de copii va simți la un moment dat nevoia de a face aceleași lucruri ca un alt copil din grupul respectiv. Copil cam de aceeași vârstă, cam din același grup social, și asta pentru că respectivul copil poate își dorește să fie plăcut, acceptat, respectat de către grupul respectiv. Și nu trebuie să ne gândim că doar adolescenții trebuie să facă fața acestei presiuni. Copiii cam de toate vârstele experimentează presiunea colegilor, a anturajului. Și la fel trebuie să ne gândim că nu e neapărat vorba despre ceva negativ. Da? Cumva asociem cuvântul anturaj, sau mă rog, mulți părinți asociază cu ideea de, nu știu, nociv, nefolositor, influență rea asupra copilului. Nu, anturajul poate să fie și ceva bun pentru copiii pe care îi avem, adică să existe în jurul copilului tău un grup care să îl determine pe copil să, de exemplu, să se înscrie la un club de la școală, să înceapă să participe la antrenamente alegând un anumit sport pentru că cei din grup fac sportul respectiv. Poate pur și simplu începe să învețe mai bine pentru că prietenii lui cei mai buni din grup sunt copii care învață bine și pentru care școala reprezintă o prioritate și așa mai departe. Deci există și o presiune bună, dacă putem zice așa, o influență bună a anturajului asupra copiilor. Ce ne facem dacă ai noștri copii care au crescut în case de credincioși și au avut un exemplu în această privință, își urmează prieteni sau anturaje dintre copii care nu fac ceea ce ai spus mai înainte, ci dimpotrivă îi determină să nu mai ascultă de părinți, să facă lucruri care nu sunt în regulă. Cum putem gestiona astfel de situații? Când modelul din casă este autentic, când valorile care au fost semănate în sufletul copilului au fost și trăite și modelate de părinți, nu cred că trebuie să ne frământăm prea mult. Probleme apar atunci când este un fariseism la mijloc, este doar o declarare a unor valori, a unor principii în casă, care nu sunt trăite, nu prind viață în fața ochilor copilului. Și atunci copilul vede, simte, poate nu va vorbi despre lucrul ăsta, dar se prinde că mama una spune și alta face. Tata merge la biserică, dar el pe urmă trântește, pocnește și ne face albie de porci pe noi toți în casă. Deci copilul clar știe că sunt vorbe goale și că n-are de ce să pună preț pe ceea ce l-au tot învățat părinții și va alege... De multe ori va alege pe dos față de toate cele învățate de la părinți. Deci mare, mare atenție, pentru că de fapt nu e problema copilului aici, e problema familiei și este problema autenticității vieții de credință a acelei familii. Și dacă totuși părinții și-au îndeplinit cu brio toate aceste sarcini și au fost un exemplu și copilul merge pe drumul ăsta al lumii, ce putem face noi ca și părinți credincioși înaintea unei astfel de situații? Multe lucruri putem face. În primul rând să încercăm să vedem care sunt nevoile pe care acel anturaj le împlinește în viața copilului meu. Ce găsește el acolo? Ce anume caută și acel anturaj reușește să facă pentru copil? N-ajută să-i spun copilului, știi ceva, de azi înainte nu mai ai voie să ieși cu copiii cu tare și copilul cu tare și cu tare.
trebuie să stau de vorbă cu el, trebuie să înțeleg ce este acolo, trebuie să văd ce l-atrage, care sunt nevoile împlinite în felul ăsta, să mă apropii, adică, așa cum tot spun eu, de câte ori ne vedem, să am grijă de relație. Relația este cadrul, în momentul în care ea există, putem vorbi, putem discuta, pot să te întreb și copilul poate să răspundă, e dornic, vrea să participe la o astfel de discuție, tocmai pentru că există relația. E important să țin aproape de copil și să știu cu cine s-a împrietenit, să știu cu cine își dorește să își petreacă timpul liber. Nu știu, pot, de exemplu, să organizez împreună cu copilul meu o petrecere la care el să-și invite prietenii. Este o modalitate indirectă foarte bună de a-i cunoaște pe prietenii copilului meu. Vreau să știu cine sunt, ce preocupări au, cât copiii sunt mici, dar mă rog, și când sunt mai mari, pot să îmi propun să-i cunosc măcar pe o parte dintre părinții prietenilor copilului meu, tot așa, să văd, există punți, există valori comune, există cât de cât sisteme de referință asemănătoare. E bine să fiu implicat, e bine de când copilul e mic, nu știu, de la grădiniță, da? De când intră el prima dată în comunitate de copii, să explic despre nevoia asta de acceptare, de a fi bine văzut, că nu e neapărat obligat să facă ce fac ceilalți, că e ok să spună nu, că e ok să aleagă, să facă un pas în spate și să spună că lucrul respectiv nu e și pentru el, că el nu e de acord. Însă în momentul în care lucrurile merg bine între părinte și copil și în domeniul ăsta copilul va interioriza niște valori, va avea deschidere și libertate să vină să povestească cu tine, părintele lui, despre prietenii pe care îi are. Așadar, este vorba despre relații, asta este cheia. Relația noastră cu copiii, exemplul personal înaintea lor, a nu spune ceva și a face altceva. Și apoi, desigur, aș mai adăuga și rugăciunea, care are mare impact și mare valoare înaintea lui Dumnezeu, ca acești copii ai noștri, chiar dacă apucă un anturaje nepotrivite, să avem răbdare, să vorbim cu ei și ulterior Dumnezeu cu siguranță va lucra la inimile lor și îi va întoarce, chiar dacă sunt pe o cale greșită din punctul nostru de vedere. Irina, mulțumim frumos pentru că ai participat și de data aceasta la emisiunea Zona de Siguranță. Mulțumim pentru toate sfaturile și gândurile bune. Îți dorim o zi binecuvântată. O zi binecuvântată și vouă. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători. Rămâneți în continuare alături de noi aici pe Frecvența Veștilor Bune.